cele mai interesante subiecte din Oradea și nu numai. La Lumea în Obiectiv cu Mircea Platosin. Salutare, prieteni, la Lumea în Obiectiv. Mă bucur să fim din nou împreună. De data asta ne oprim la lucruri sociale, la lucruri care au nevoie de noi, dragi prieteni. Alături de mine, domnul Mădălin Cartiș, îi spun bun găsit în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv, podcast, emisiune online. Bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag, distinse domn. Cine este domnul Cartiș? Să cunoaștem și noi puțin istoria dumnealui, cu ce se ocupă, cum a ajuns la lucrurile astea sociale, să ajute oameni care trec prin momente dificile ale vieții. Ei, pentru început pot să spun că sunt un om ca oricare altul, doar cu mai multă ambiție și cu mai multă putere de a face bine aproape lui tău. Acțiunile pe care le întreprind, acțiunile umanitare alături de semenii noștri, sunt la cel de-al patrulea an consecutiv, acțiuni prin care de-a lungul timpului am ajutat produse alimentare, haine, îmbrăcăminte, sute de persoane, iar pe cazuri medicale grave, m-am axat pe cazurile de maxim urgență, cancerul. Acum a început această campanie a dumneavoastră de a fi lângă semenii dumneavoastră, cei care trec prin probleme dificile ale vieții. Asta mi-am dorit de când eram în liceu. Am început, o să fac o scurtă istorioară a vieții mele. La vârsta de 14 ani, tatăl meu a decedat în mâinile mele în urma unei comoții cerebrale și am rămas trei frați, eu și încă două surori, cu o mamă fără servicii în vremea aceea. Eu, la interval de două luni după înmormântarea tatălui, am înscris în liceu. În liceu era foarte greu, au fost zile când maica mea mergea să muncească cu ziua ca să ne întrețină pe noi. Am văzut cât de greu și atunci, de atunci, încă din perioada anilor de liceu, am spus, eu când o să mă fac mare, vreau să ajut, pentru că de fiecare dată când primeam o bomboană sau o pereche de încălțăminte, abia așteptam a doua zi să mă duc la școală cu o nouă pereche de încălțăminte sau o bluză sau ceea ce primeam de la altă persoană. Și împărțea și cu ceilalți, nu? Da. Lucrurile acestea le-am început cu ajutorul prietenilor din propriul buzunar. Doar că pe parcurs am fost sprijinit de diferite fundații și asociații, pentru că cazurile creșteau și cresc de la un an la altul, din păcate, și să încerci să-i rezolvi, să-i ajuți pe toți, de unul singur nu poți face față. Atunci solicit ajutor la diferite fundații sau asociații. Cu ce vă ocupați dumneavoastră, ca să știe lumea cine este domnul Cartiș Mădălin? Pentru că ați avut și multe evenimente caritabile în Oradea și în Bihor. Da. Ca inițiator al campaniilor umanitare alături de semenii noștri, am organizat diferite evenimente cu ajutorul și sprijinul la 14-15 soliști îndrăgiți de muzică populară din Bihor. Anul acesta, mai precis pe 22 octombrie, acum duminică, am organizat un spectacol folcloric caritabil pentru o mămică în vârstă de 43 de ani, Nelly. O cunosc prietenii pe numele de Ștefan Bondar, Ștefania Bondar din Salonta.
Cazul Ștefaniei Bondar mi s-a dus la cunoștință de către un prieten de familie a dânsilor. M-a rugat frumos, uite, este în salon ta o mămică care cancerul, din păcate, în trupul ei face ravagii, ajungând în momentul de față să cântărească 38 de kilograme. Și atunci am zis, nu pot să stau nepăsător, hai să vedem ce putem face. I-am solicitat toată documentația medicală, RMN, CT-uri, analizele oncologice și le-am trimis la diverse clinici din străinătate. De multe clinici am fost, mi s-a dat un răspuns negativ. Singura șansă a venit de la clinica Anadolu din Turcia, Istanbul, prin care, în urma unei comisii interdisciplinare de medici, s-a ajuns la concluzia că există o șansă printr-un tratament cu imunoterapie țintită. Dar, din păcate, costurile sunt exorbitant de mari pentru o familie care, în momentul de față, vă dați seama că n-are cum să, la 38 de kilograme, femeia să mai poată să muncească. Dar cât costă acest tratament? Păi, în principiu, în urma costul PDP-ului trimis de către estimativ, costurile estimative ale clinicii, în primul rând de 650 de euro pe zi spitalizare, din care se plătește separat undeva la 580 de euro este un RMN, undeva la cu transport, cazare, cu undeva la 10.000 de euro. Pentru ce? Pentru câtă perioadă? Asta în funcție, nu ni s-a dat un răspuns oficial perioada, acolo a spus că în urma investigațiilor care îi se vor face în clinică, când ajunge în Turcia, atunci o să știe cu exactitate perioada de tratament și schița de tratament pe care medicii din Turcia o să dispună. Vă întrebam pentru că dacă cei 10.000 de euro sunt suficienți pentru intervenția de care are nevoie doamna respectivă. Astea 5-10.000 de euro sunt pentru început, doar costurile pentru început cu investigații, analize de laborator, transport. Și vă dați seama că se poate duce către o sumă destul de mare și cu siguranță dumneavoastră ne veți anunța pe parcurs acestor evenimente pe care le va face pas cu pas doamna respectivă, câți bani vor fi nevoie pentru următoarele multiple proceduri de tratament și de investigații de care are nevoie distinsa doamnă în Turcia. Da, sigur. Pentru că sunt fer convins că suma e mult mai mare și ne imaginăm că poate să fie de 10 ori, de 20 de ori mai multă nevoie. Pe această cale doresc să le mulțumesc soliștilor Bihoren, care de fiecare dată la eveniment am organizat. Întotdeauna au fost foarte prompt și au răspuns foarte afirmativ și cu mare dragoste și super pentru seamănul lângă noi care se află cu părinte. Deci evenimentul de duminică va începe la orele 16 la Casa de Cultură a municipiului Salonta, alături de spectacol folcloric, caritabil, Asociația FIOM e gratis în colaborare cu Mădălin Carții și alături de Bonda Ștefania Cornelia, strângere de fonduri pentru a putea ajunge la clinica Anadolu din Turcia pentru tratament cancer la picioare. Evenimentul va fi prezentat de către
domnișoara Roxana Florina Junc, pe care cu această ocazie îi mulțumesc. Și pot să încep lista cu soliștii care vor fi arături de noi unică 20 de fonduri la Casa de Cultură a municipiului Salonta. Alexandra Oros, doamna Florica Ruja, surorile Tomele, doamna Urica Baida, Ciprian Ocan, Ciprian Zobota, Larisa Marc, Lader Valentin, Sandu Condoros, Mădălin Dodu, Daria Roman, Mădălina Martin, Maria Horga, Daria Narcisa Danila, Elena Buda, Cini s-a alăturat și două ansambluri, ansamblul Miorita din Salonta și ansamblul Ardeleana din Tulca. Felicitări celor care se implică în acest eveniment caritabil și sper ca numai la evenimentul care l-aveți duminică să strângeți banii necesari, ci și după acest eveniment și ca doamna să aibă parte de tratamentul necesar pentru a duce o viață normală după aceste intervenții și investigații. Doamne ajută să fim într-un ceas bun! Vă mulțumesc că ați venit în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv, podcast aici, o emisiune online și vă mai aștept să veniți și cu alte detalii vis-a-vis de aceste cazuri. Mă gândesc că veți mai avea și altele pe mai departe, în 2023, poate până la final sau din 2024. Cred că împreună, dând mână cu mână, putem să-i ajutăm cumva și cred că societatea este destul de darnică. Oradea este un oraș și județul Bihor, cred că unit așa a fost învățat și sunt fer convins că numai Bihor va fi împreună cu această doamnă. Îi urăm multă sănătate, ci și întreaga Românie, pentru că cazul e pentru întreaga Românie și dincolo de România. Sunt fer convins că vor fi oameni ca și niște îngeri să ajute această doamnă cu finanțe și cu alte nevoi. Ajută Dumnezeu! Da, și anul acesta o să mai avem un eveniment caritabil în Oradea, în cadrul proiectului Un Crăciun Fericit pentru Fiecare Bunic, în care dorim să asigurăm cele necesare pentru masa de Crăciun și nu numai. Se poate trece cu bine peste perioada de iarnă, bunicii mai puțin favorizați. Adică să le putem cumpăra celor care au nevoie de niște lemne, alimentele de bază, să treacă cu bine peste această iarnă, care tocmai încet se ne bată la poartă. Evenimentul când va avea loc mai exact? Momentan nu am stabilit încă cu certitudine nimic. Acum aștept să termin cu evenimentul de duminică și începând de săptămâna viitoare o să mă ocup de următorul eveniment. Păi așteptăm informații de la dumneavoastră și cu evenimentul de Crăciun și să-i dăm și lui întâietate, să-i dăm și lui promovare și cu siguranță să fie ajutată toată lumea care trece prin dificultate financiară și socială, de orice altă natură, pentru că suntem fel convins că nu toți trec prin momente de foarte bune în perioada asta, mai mult sau mai puțin. Fiecare are câte o problemă și sunt fel convins că 2024 poate fi mai bun pentru fiecare dintre noi. Un mesaj cei din Oradea, din Bihor și din România care trebuie să vină la acest eveniment sau să susțină acest caz de cancer și unde vă pot găsi dacă vor să se implice mai mult sau toate aceste detalii care țin de dumneavoastră, domnul Mădălin Cartiș, care
sunteți inițiatorul acestor campanii de facere de bine și de implicarea comunității în viața celor bolnavi de cancer. Care doresc să ne strig în acțiune, nu pot găsi pe pagina oficială de Facebook, ne dănim o rămâncă artist. Deci acolo vă pot găsi și discutați cu ei pe mai departe. Așa acolo văd toate cazurile care au fost și care sunt în prezent proiectele noastre pe viitor. Mulțumesc are mult că ați venit să ne împărtășiți aceste nevoi și proiecte care comunitatea trebuie să știe despre ele și să se implice în ele în același timp, nu numai din Oradea sau Bihor, ci și din întreaga România. Pentru că împreună putem învinge orice boală și orice situație dificilă din viață. Deviza campaniei noastre, doar împreună putem să aduce zâmbete și speranță în sufletele celor năpărțuiți de soartă. Fiți obiective într-o lume subiectivă, dragi prieteni, până data viitoare rămâne sănătoși. Vrei să auzi ceva deosebit, să vezi ceva special? Urmărește Lumen Obiectiv cu Mircea Brătusi.